tradiții duse mai departe în Valea Jiului și nu este vorba de un grup de săteni, ci de elevii unei unități școlare de top din județ. Cei din clasele de liceu de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani au adus în curtea școlii frânturi din întreaga Românie, cu regiunile și comunitățile ei. Fiecare clasă și-a ales o anumită zonă etnografică a țării și îmbrăcați în costume tradiționale au prezentat câte un dans specific locului. Dacă cei din clasa a 9-a C au reprezentat comunitatea germană, Maramureșul a revenit celor din a 10-a B. Elevii s-au străduit să învețe cântecele, dar și jocurile zonei. Și nu le-a fost ușor. Spectacolul concurs prezentat de elevii Colegiului Mihai Eminescu se numește Tradiții și obiceiuri din România. Evenimentul a ajuns la cea de-a 15-a ediție și bineînțeles că nici ținutul mămârlanilor nu a fost uitat, ci bine reprezentat de cei din clasa a 9-a B. Copiii au pregătit și bucate specifice zonei și le-au prezentat în fața juriului, care a avut o misiune grea atunci când a trebuit să aleagă cea mai bună echipă a spectacolului. Elevii au dovedit încă o dată că știu nu doar să învețe, ci să se distreze frumos. În ciuda frigului și a ninsorii, au jucat cu foc precum strămoșii lor.